Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis astăzi pentru câteva ore. Cauza ar fi un balon meteorologic, anunță autoritățile. Mai multe aeronave au făcut cale întoarsă. Meciul dintre Șerif Tiraspol și echipa sârbă Partizan Belgrad se va desfășura fără spectatori în tribune. Potrivit unui document al Federației de Profil, măsura a fost luată din motive de securitate. Avem detalii în jurnal. 13 magistrați, 4 dintre care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii, pleacă din sistem. Cererile de demisie ale acestora au fost astăzi aprobate. La Bruxelles a avut loc astăzi o reuniune importantă la care Statele Unite și aliații au anunțat că vor ajuta Ucraina să lanseze o contraofensivă în primăvară. That we will support Ukraine's fight for freedom over the long haul and help Ukraine hold and advance during the spring counteroffensive. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis azi pentru mai bine de 2 ore din cauza unui balon meteorologic. Astfel, traficul aerian a fost dat peste cap. Unele curse s-au reținut sau au fost anulate. Autoritatea Aeronautică Civilă a explicat abia spre seară motivul pentru care avioanele au fost ținute la sol. Totodată, autoritatea neagă informațiile publicate de presa din Ucraina, în care era menționat că spațiul aerian din Moldova a fost survolat de o dronă rusească. În jurul orei 12:30, Ministerul Apărării a recepționat o informație, precum că în regiunea orașului Soroca a fost detectat un obiect neidentificat de mici dimensiuni, asemănător unui balon meteorologic. Pentru că nu au putut identifica imediat obiectul din cauza vântului, din motive de securitate, responsabilii de la Autoritatea Aeronautică Civilă au decis să închidă temporar spațiul aerian. Având în vedere condițiile meteo și imposibilitatea monitorizării și identificării obiectului, precum și a traiectoriei de zbor al acestuia, în scopul asigurării siguranței și securității cetățenilor, Comisia Interdepartamentală pentru Managementul Spațiului Aerian a decis restricționarea temporară a spațiului aerian. Deocamdată nu se știe cum și de unde a ajuns balonul meteorologic în spațiul aerian al țării noastre. Acesta a fost observat ulterior și în România. Urmare a verificării informațiilor și asigurării lipsei oricărui pericol pentru siguranța cetățenilor, la propunerea Ministerului Apărării, la ora 14:46, spațiul aerian Republicii Moldova a fost redeschis. Imediat după apariția informației, precum că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, unele media ucrainene au scris că o dronă care a decolat din Belarus ar fi intrat în spațiul aerian din țara noastră. Incidentul a dus la anularea sau amânarea mai multor curse aeriene de pe aeroportul internațional Chișinău. În același timp, două avioane care urmau să ajungă la Chișinău în jurul orei 14 au aterizat la Iași. Este vorba despre o cursă de la București și alta de la Sharm el-Sheikh. Totodată, alte două curse care urmau să decoleze de la Chișinău spre București și Istanbul au fost anulate. Spațiul aerian al Republicii Moldova a mai fost închis timp de o lună, acum un an după ce Rusia a invadat Ucraina. Meciul dintre Șerif Tiraspol și Partizan Belgrad din Conference League, programat joi pe Arena Zimbru din Chișinău, se va desfășura în absența spectatorilor. Într-un document al Federației de Fotbal din Moldova, este menționat că această hotărâre vine în urma unei recomandări a Serviciului de Informații și Securitate în contextul securității țării. Responsabilii SIS au refuzat să ofere un comentariu. Între timp, presa de la Belgrad scrie că mai mulți fani din Serbia au primit interdicția de a intra în Republica Moldova. Clubul din stânga Nistrului a scris într-un comunicat postat pe pagina oficială că accesul fanilor în tribunele stadionului Zimbru va fi interzis. Se întâmplă după o sesizare expediată din partea Federației Moldovenești de Fotbal. Federația Moldovenească de Fotbal a fost informată de autoritățile Republicii Moldova despre imposibilitatea de a disputa meciul Șerif Tiraspol Partizan Belgrad cu prezența spectatorilor în tribune. În document este specificat că accesul fanilor în tribune a fost interzis după ce Serviciul de Informații și Securitate a trimis o solicitare în acest sens, motivând că există un pericol pentru securitatea țării, fără a fi oferite alte detalii. Reprezentanții SIS au refuzat să comenteze informațiile. Se întâmplă după ce fanii de la Partizan au scris pe rețelele de socializare că 12 microbiști din Serbia, care ar fi dorit să ajungă la meci, nu au putut intra aseară în Republica Moldova.
Contactați de ProTV, reprezentanții Poliției de Frontieră au confirmat că noaptea trecută mai multe persoane străine au primit interdicția de a intra în țara noastră, dar nu au menționat dacă este vorba de cetățeni sârbi. Motivul pentru care cei vizați nu au putut intra în țară ar fi lipsa documentelor care explică scopul călătoriei în Moldova. Deputatul PAS Andrian Cheptonar spune că printre cetățenii care au primit interdicția de a intra în Moldova ar fi fost microbiștii sârbi. Cu decret cumva și fanii echipei de fotbal au nimerit sau suprapus peste acest risc de securitate, iar Republica Moldova este mai important să păstrăm securitatea națională decât să avem fanii în tribune. Ieri Maia Sandu a declarat că Rusia ar pregăti o lovitură de stat în Republica Moldova cu implicarea mai multor diversioniști cu pregătire militară. Președintele țării a făcut referire la un șir de documente interceptate de serviciile de informații ucrainene, care ar prezenta planul Kremlinului în detalii. Planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. În urma acestor incidente a venit cu o reacție ministrul de externe al Serbiei, Ivica Dacic. Am ordonat ambasadorului nostru la Chișinău să ceară de urgență clarificări privind o astfel de declarație a președintelui Republicii Moldova la Ministerul Afacerilor Externe din Moldova, precum și să ne trimite de urgență toate informațiile despre cine sunt oamenii suspectați ca potențial participanți la asemenea acțiuni violente, se arată într-un comentariu al oficialului sârb pentru Tanjug. Deși vor absenta spectatorii, primul meci din dubla manșa bătăliei Șerif Partizan va avea loc joi de la ora 22. Returul se va disputa peste o săptămână în Serbia. Confruntările fac parte din faza 16-milor Ligii Conferințelor. Forul de profil a precizat că persoanele care au cumpărat bilete la meciul de joi își pot primi banii în următoarele 5 zile. Forma justiției va fi blocată în urma unor plecări în masă din sistem, spun experții. Judecătorii Curții Supreme de Justiție declarau de ceva timp că mulți din ei vor demisiona în cazul în care se va procede la vetingul judecătorilor Curții Supreme. Perspectivele lor în calitate de magistrat e cu adevărat una erodată. Revenim cu mai multe detalii imediat în jurnal. Experții se referă la plecarea din sistem a celor 18 magistrați de la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel. Aceștia și-au depus demisiile, iar Consiliul Superior al Magistraturii le-au aprobat cererile. Printre aceștia sunt și 4 judecători care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii. Motivul demisiilor nu a fost făcut public, nu am reușit deocamdată să discutăm cu magistrații pentru o reacție. În urma deliberării și membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Studianul Consiliului Superior hotărăște se accepte cererea de demisie a judecătorilor. Printre judecătorii care și-au anunțat demisia este și Iurie Deacon, judecător la CSJ din 2008. Acesta a făcut parte din completul de judecată care a pus punctul final în dosarul lui Vlad Filat. El a făcut parte și din completul de judecători care a luat decizia în dosarul Pădurea Domnească, la care a participat și magistratul Elena Copsac, care este judecător la CSJ din anul 2018. Svetlana Filinkova a fost numită în funcția de judecător la CSJ în 2007. Maria Gervas este judecător la Curtea Supremă de Justiție din 2014. Ala Cobăneanu a fost membru în completul de judecată care a pus punct final în dosarul Gemeni, în care statul a fost obligat să achite despăgubiri de 2,12 milioane de euro din bugetul de stat. Demisionează și magistratul Ghenadie Plămădeală, membru al completului de judecată care examinează dosarul în care Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă și finanțarea ilegală a unui partid politic. Motivele demisiilor de la CSJ nu au fost făcute publice, iar magistrații nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție. CSM a mai dat curs cererilor de demisie a 3 magistrați de la Curtea de Apel Chișinău, fiind vorba de Maria Buzu, Luba Pluteanu și Maria Guzun. De asemenea, au demisionat și 4 judecători care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii. În urma deliberării cu 6 voturi pro, a fost admisă cererea de demisie a judecătorului Curții Supreme de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Petru Morale. De asemenea, cu 6 voturi pro, a fost admisă cererea de demisie a judecătorului Curții Supreme de Justiție, membru Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gator. De asemenea, cu 6 voturi pro, a fost admisă cererea de demisie a judecătorului Curții de Apel Chișinău, membru Consiliului Superior al Magistraturii, Anatolie Dablă.
Luiza Gafton activează la CSM din 2017. Gafton a făcut parte din completul de judecători care a respins recursul declarat de Andrei Năstase împotriva deciziei instanței de apel, prin care era menținută hotărârea de invalidare a alegerilor pentru primăria Chișinău. Petru Moraru este judecător la CSJ din 2014, iar la CSM activează din 2017. Victor Micu a fost numit membru al CSM în ianuarie 2018. Tot din acea perioadă activează și Anatolie Galben, al cărui mandat a expirat în ianuarie 2022. Nu am reușit deocamdată să discutăm cu magistrații pentru un comentariu. Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia vor fi aleși membrii permanenți ai Consiliului Superior al Magistraturii, urmează să fie convocată pe data de 17 martie. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței CSM. Anterior, adunarea judecătorilor a fost amânată de mai multe ori, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19. Cu 7 voturi pro a membrilor prezenți, plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște se convoacă ședința adunării generale a judecătorilor la 17 martie 2023, ora 10:00. Se stabilește următorul proiect al agendei ședinței adunării generale a judecătorilor din 17 martie 2023, după cum urmează. Aprobarea modificărilor operate în regulamentul cu privire la funcționarea adunării generale a judecătorilor. 2. Alegerea membrilor permanenți ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor. Votarea este secretă și se desfășoară în cabina de vot special amenajată sub supravegherea membrilor Comisiei Speciale. Hotărârile adunării se adoptă cu votul majorității simple a judecătorilor prezenți și se semnează de către președintele și secretarul ședinței. Conform legislației, Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea practică a principiului autoadministrării judecătorești și este constituită din magistrații tuturor instanțelor judecătorești. Experții spun că demisiile judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție demonstrează nemulțumirea acestora față de procedura vetting la care ar urma să fie expuși la sfârșitul lunii martie. Analiștii sunt de părere că demisiile magistraților vor stopa reforma justiției și vor crea un blocaj în sistem. Totodată, plecările din sistem ar putea să se răsfrângă și asupra activității Curții Supreme de Justiție. E vorba de acea nemulțumire pe care o au față de aceste proceduri, înțelegând că perspectivele lor în calitate de magistrat e cu adevărat una erodată atât timp cât nu au promovat prevederi. Eu sper este un gest în semn de protest împotriva felului cum celelalte două puteri în stat, legislativul și executivul, înțeleg să efectueze o reformă a justiției. Potrivit expertului anticorupție, demisiile magistraților vor stopa reforma justiției și vor crea un blocaj în sistem. E vorba deja de funcționalitatea întregului sistem. Cu părere de rău, nu putem decât să nu constatăm că după o perioadă destul de îndelungată de așa numită reformare a judiciarului, nu avem decât un colaps. Și dacă aceasta inițial era la nivelul organelor de autoadministrare a judecătorilor, acum colapsul va fi și la nivel de instanțe. Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice spune că era de așteptat ca judecătorii să-și dea demisia. Judecătorii în Curții Supreme de Justiție declarau de ceva timp că mulți din ei vor demisiona în cazul în care se va procede la vetting-ul judecătorilor Curții Supreme. Această reformă, potrivit autorităților fostului guvern, trebuia să înceapă la sfârșitul. Totuși, deși 15 din cei 25 de judecători de la Curtea Supremă de Justiție și-au anunțat demisiile, asta nu va stagna întrunirea Adunării Generale a Judecătorilor. Potrivit regulamentul de Adunării Generale, quorumul pentru Adunare Generală este 50% din judecătorii care se află în funcție. La moment noi avem circa 450 de judecători în funcție, însemnând circa 220 de judecători care pot participa la Adunarea Generală. Dacă numărul acestora va fi mai mic, Adunarea Generală, atunci, peste o anumită perioadă de timp, trebuie organizată o nouă Adunare Generală. Expertul mai spune că reformele inițiate de Ministrul Justiției demisionar sunt în faza incipientă, iar plecarea magistraților din sistem se va răsfrânge asupra activității Curții Supreme de Justiție.
Eugeniu Rurac, șeful interimar al Direcției Generale Urmărire Penală din cadrul Centrului Național Anticorupție și unul dintre candidații care a participat la concursul eșuat pentru șefia PC Cox și-ar fi dat și el demisia. Asta susțin sursele ziarului de gardă. Rurac nu ne-a răspuns astăzi la telefon pentru o reacție, iar reprezentanții CNA nu ne-au confirmat informația. Anterior, el a fost angajat la SIS. În perioada în care era procuror, Eugeniu Rurac a instrumentat mai multe dosare de rezonanță, printre care dosarul judecătorului Ion Drut, care deținea funcția de președinte al CSJ, și dosarul Metalferos, în care erau stabilite prejudicii de peste 200 de milioane de lei. Unul dintre cei mai cunoscuți judecători din România, Cristi Danileț, care are o experiență de 25 de ani în domeniu, ar putea activa în sistemul judiciar din țara noastră. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În profunzime. Acesta a menționat totodată că domeniul justiției stagnează în țara noastră din cauza funcționarilor corupți. Se aude că vi s-ar fi oferit și o funcție aici în Republica Moldova. Dacă da, vă rog să ne spuneți despre ce este vorba. După cum vedeți, încă sunt în România. Nu mi s-a oferit nicio funcție, în niciun caz nu una politică, dar după ce îmi termin cariera în România, cu siguranță dacă voi avea oportunitatea să aplic pentru un post în sistemul judiciar din Republica Moldova, o voi face. Întrebat dacă ar putea fi noul ministru al justiției după ce unele surse spun că Sergiu Litvinenko urmează a fi schimbat, Cristi Danileț a negat aceste informații. Judecătorul român susține că justiția din Moldova trece acum printr-o etapă pe care a parcurs-o și România, iar Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii sunt instituții care ar trebui să devină funcționale în cel mai scurt timp. Nu există un CSM funcțional de o bună perioadă în Republica Moldova. A boicota numirile în CSM mi se pare un grav atentat la stabilitatea țării și a justiției. CSM-ul este organismul care trebuie să gestioneze cariera magistraților, trebuie să se ocupe de eficientizarea actului de justiție. Războiul dintre politicieni și judecători sau dintre judecători și politicieni trebuie să înceteze. În Republica Moldova trebuie să se realizeze că atât guvernul, cât și parlamentul și judiciarul reprezintă de fapt conducerea statului. Danileț susține că judecătorii corupți înseamnă un stat slab. Vedem foarte bine că fugarii penali și-au dat mâna cu Kremlinul, de exemplu, în intenția de a face chiar o lovitură de stat în Republica Moldova. Ce facem ca tabăra corupților să nu fie mai puternică? Siguranța națională cu lupta anticorupție și cu justiția trebuie să meargă mână în mână. Un stat este slab dacă nu are servicii secrete puternice și dacă are funcționari corupți. De aceea toate instituțiile statului trebuie să funcționeze la capacitate maximă. Justiția trebuie să meargă bine, rapid, să condamne corupție la pedepse ferme, nu cu suspendare, și să dispună măsuri preventive. Cristi Danileț este unul dintre cei mai cunoscuți judecători din România cu experiență de 25 de ani în domeniu. Acesta a avut 3 suspendări disciplinare pe care în prezent le contestă, 2 deja fiind câștigate. La sfârșitul anului trecut, Danileț a obținut cetățenia moldovenească. Peste 30 de militari moldoveni pornesc într-o misiune de menținere a păcii în Liban. Aceștia spun că cea mai mare încercare pentru ei va fi dormi. Cred că de toți o să fie dor, de toți părinți. Care va fi misiunea militarilor și cât timp se vor afla departe de casă, vă spunem în câteva minute la știri. Kremlinul respinge declarațiile Maiei Sandu, care acuză Federația Rusă că pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova. Moscova dă asigurări că nu reprezintă o amenințare pentru țara noastră. Casa Albă însă crede că declarațiile făcute de Sandu sunt îngrijorătoare. Respingem hotărât insinuările despre presupusa dorință a Rusiei de a submina situația din Moldova. Spre deosebire de țările occidentale și Ucraina, noi nu ne amestecăm în treburile interne ale Moldovei și ale altor țări ale lumii. Se arată în comunicatul Ministerului Rus de Externe, care dă asigurări că Rusia nu reprezintă o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Casa Albă însă spune că declarațiile făcute de Maia Sandu sunt îngrijorătoare. Deeply concerning reports. Certainly not outside the bounds of Russian behavior. And we absolutely stand with
the Moldovan government and the Moldovan people. De cealaltă parte, secretarul general adjunct al NATO a declarat că Rusia nu are în prezent suficiente forțe militare pentru a ataca Republica Moldova, dar poate destabiliza situația. But what they are trying to do is to discourage the pro-Western direction of the Republic of Moldova. They try to work on the divisions that do exist in the population of that country. Iar președintele Maia Sandu a anunțat că Rusia planifică să destabilizeze situația din Republica Moldova. Kremlinul intenționează să introducă în țara noastră diversioniști cu pregătire militară, spune Sandu. Aceștia ar urma să atace mai multe instituții de stat și să iau ostatici. Pentru a preveni acest scenariu, președintele a cerut vigilență maximă din partea instituțiilor responsabile de securitatea țării. Orașul Bahmut din estul Ucrainei se confruntă cu focuri grele de artilerie. Pozițiile ucrainene au fost fortificate, iar acolo nu mai au voie să intre decât militarii. Potrivit The New York Times, acest ordin care obligă voluntarii să părăsească orașul Bahmut ar putea anticipa retragerea forțelor ucrainene. Noua ofensivă majoră a Rusiei a început deja, potrivit șefului NATO. Pozițiile din Bahmut au fost fortificate și doar persoanele cu rol militar au fost lăsate să intre. Mai mult, forțele ucrainene ar fi aruncat în aer un pod în apropierea orașului, într-un semn că Ucraina ar putea plănui să se retragă. Podul aruncat în aer se pare că se află între Bahmut și Constantivka, următorul oraș important aflat sub controlul ucrainean. Militarii care luptă în Bahmut deocamdată neagă că intenționează să părăsească orașul, în ciuda 6 luni de lupte grele și a faptului că stocurile de muniție sunt în scădere. Місто Бахмут, місто під контролем ЗСУ, дуже тяжко, дуже важко, ворог дуже сильно давить з різних напрямків. Хлопці, ті сили, які вони віддають зараз, це безцінно. Українці рекуноска ситуація є destul de tensionată în estul țării. Стало значительно шумнее на позиціях. Російська артилерія працює кожну хвилину. Артилерія працює щохвилинно. В нашем регионе еще более-менее получается давать отпор, но нашим в Бахмуте, в районе Бахмута, им гораздо сложнее, потому что там сконцентрировано больше сил противника. Штатный майор де ла Киева публикат имаджинь, кум сунт атакат смерченари Вагнер дин Бахмут. Forțele rusești ocupă acum zone la nord și la sud de Bahmut, aruncând neîncetat fluxuri de soldați de infanterie pentru a încerca să angajeze trupele ucrainene în lupte corp la corp, fără a risca echipamentul greu în condițiile meteo actuale. Totodată, în ultimile zile, Ministerul Rus al Apărării difuzează tot mai multe imagini cu atacurile armatei ruse asupra pozițiilor ucrainene. O victorie rusă la Bahmut ar da Kremlinului un impuls după luni de regres și o piatră de hotar pentru lupta pentru următoarele două orașe importante controlate de Ucraina, Sloviansk și Kramatorsk. Bătălia pentru a controla Bahmut a început în iunie și a devenit una dintre cele mai sângeroase din război, Rusia concentrând un număr uriaș de resurse pentru capturarea orașului. Rusia ar fi pierdut o întreagă brigadă de elită în apropierea orașului minier Ugledar din Donetsk, scrie Politico, dar și canalele de Telegram ucrainene. Ar fi fost uciși până la 300 de pușcași marini. Blogerii militari pro-Kremlin au deplâns pierderile și au criticat comandamentul rus pentru trimiterea trupelor de elită în atacuri frontale, precizând că ucrainenii i-au împușcat ca într-un poligon de tragere. Rușii ar fi pierdut întreaga brigada infanteriei navale de elită 155 într-un atac la Ugledar, a declarat pentru Politico Alexei Dmitrașkivski, șeful centrului de presă al districtului Tavrișski al forțelor de apărare ucrainene. Pușcașii marini ucrainene au publicat imagini video realizate de drone care arată o coloană de tancuri atacată pe un câmp de luptă. Imaginile arată că tancurile și vehiculele blindate înaintau în coloane destul de dense. Când unele vehicule au fost aruncate în aer de mine, altele au încercat să le ocolească și au dat și ele peste mine. În cele din urmă, grupurile de vehicule blindate au fost acoperite de focuri de artilerie. Nu există date despre numărul celor care au murit în această bătălie lângă Ugledar, însă peste 30 de tancuri au fost distruse. Brigada cuprindea în total aproximativ 5.000 de soldați, ai căror membri au fost uciși, răniți sau luați prizonieri.
imagini cu prizonierii au fost făcute publice de ucraineni. Prizon, brigadul 155-ai morskoi pehote. 3 februarie 2023 года. Zolotov Denis Andreevich, 28.02.1992 rождения. Prizon, 155-ai brigadul morskoi pehote. Și blogerii ucraineni au publicat informații despre pierderile din brigada 155. Що речь идет об элитной гвардейской 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации, которая воюет на этом направлении. Она отметилась военными преступлениями, жуткими убийствами, фактами насилия, мародерством в Киевской области, в частности в Ирпене и в Буче. И она была практически разбита впоследствии на Донецком направлении. Бригада 155 atribuit deja să fie redistribuită de 3 ori. Prima dată după Irpin și Bucea, a doua oară când au fost învrânați în localitatea Pavlovka lângă Donețk, unde 400 de soldați ar fi fost uciși. Ulterior, brigada 155 s-a refăcut din nou, iar în aceste imagini distribuite de Ministerul Rus al Apărării este prezentat momentul în care pușcașii marini înaintează spre Ugledar. Înfrângerea a avut loc la doar câteva zile după ce ministrul rus al apărării a raportat despre o ofensivă de succes lângă Ugledar. În replică atunci, ministerul ucrainean al apărării a publicat un video cu o coloană militară rusă distrusă în acea zonă, fără a oferi detalii. Imaginile cu coloana învinsă au atras critici din partea bloggerilor proruși și a experților militari. Postul comandant paramilitar rus Igor Girkin i-a numit pe generalii ruși niște idioți care nu învață din propriile greșeli. El a confirmat că forțele rusești de lângă Ugledar au fost nevoite să avanseze în coloane motorizate și de tancuri de drumuri înguste și au sfârșit prin a se îngrămădi, iar artileria ucraineană i-a împușcat ca într-un poligon de tragere. Ministerul rus al apărării nu a confirmat înfrângerea coloanei de lângă Ugledar. Un bărbat a decedat astăzi la Fălești după ce a fost spulberat de un camion. Și lumina asta din față scoasă nu se vede. Și el era îmbrăcat în negru. Pare rău, dar cum nu-mi pare rău? Mi-a luat viața cuiva. Mai multe detalii despre cumplitul accident revenim în jurnal. Ministrul britanic al apărării și șeful statului major al apărării din Italia se află într-o vizită oficială în Moldova. Ministrul apărării Anatolie Nosat i-a discutat cu cei doi oficiali străini despre securitatea națională, despre modernizarea capacității de apărare a Armatei Naționale și consolidarea parteneriatelor bilaterale și multilaterale. Oficialii au planificat întrevederi și cu reprezentanții guvernului. Între timp, autoritățile anunță că alte 3 transportatoare Piranii au ajuns în țară. Primul lot de Piranii a fost livrat în luna ianuarie. Donația, care vine din partea guvernului Germaniei, conține în total 19 transportatoare blindate. Sunt instruiți să facă față celor mai dificile situații, dar nu știu cum vor lupta cu cel mai de temut inamic, dorul de casă și de familie. Vorbim despre 32 de militari moldoveni care astăzi și-au luat rămas bun de la cei dragi pentru că în câteva zile pornesc într-o misiune de menținere a păcii în Liban. Soldații vor supraveghea timp de jumătate de an obiective militare. Sergentul Gheorghe Sprincean este unul dintre militarii care face parte din misiunea de menținere a păcii din Liban. Am 2 misiuni de menținere a păcii în Kosovo, în 2016 și 2020. Chiar dacă merge pentru a treia oară într-o astfel de misiune, sergentul spune că dorul de casă este inamicul său numărul 1, așa că despărțirea de fiul său Bogdan în vârstă de 7 ani, care l-a încurajat și i-a urat succes astăzi, a fost grea. Să înveți bine și să nu aștepți cu minte acasă. La Bogdanut! În prima sa misiune de acest gen pornește cu emoții soldatul Ion Rusu. Totuși, tânărul spune că va face față provocărilor pentru că a avut parte de pregătirea necesară. A fost o pregătire serioasă, am avut trageri de luptă, exerciții și așa mai departe. O nouă experiență va fi și dorul de casă. Cred că de toți o să-mi fie dor de toți părinți. N-am fost eu pe acasă, ne-am văzut neamurile, rudele și toți cu emoții pozitive. Își fac ce e griji, dar le-am spus că tot o să fie bine. Militarii au avut parte de un antrenament înainte de a merge în misiunea din Liban, care a durat 60 de zile și s-a încheiat cu un exercițiu la baza de instruire Bulboaca. 1-1 aici, alfa, recepție!
În următoarele 6 luni, aceștia vor primi 70 de dolari pe zi pentru activitatea lor, iar în jumătate de an suma va ajunge la peste 12.000 de dolari. Ceremonia de detașare a contingentului a avut loc la regimentul de stat major, la care au participat oficiali de rang înalt, inclusiv președintele Maia Sandu. Primul contingent al Armatei Naționale este format din 32 de militari specialiști care va executa misiuni de securitate și supraveghere a obiectivelor militare. Aceștia vor activa în componența contingentului italian alături de militari din Serbia și Armenia. Forța interimară a Națiunilor Unite în Liban este prima operație sub egida ONU la care Republica Moldova detașează un contingent de militari. Anterior, Armata Națională a participat în misiuni ONU de menținere a păcii doar cu observatori militari și ofițeri de stat major. UNIFIL a fost înființată în scopul retragerii forțelor israeliene din sudul Libanului și restabilirii păcii și securității internaționale. În misiunea UNIFIL participă circa 10.500 de militari din 45 de state ale lumii. Accident cumplit la Fălești, un pieton a decedat pe loc după ce a fost spulberat de un camion. Șoferul, care a anunțat poliția despre cele întâmplate, susține că nu a observat bărbatul, iar în zonă nu sunt treceri pentru pietoni. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Totul s-a întâmplat în această dimineață în apropiere de satul Glinjeni, Fălești. Potrivit poliției, victima de 30 de ani originară din satul Mărândeni mergea pe marginea drumului, iar apoi, din motive neclare, a ieșit în mijlocul șoselei. Șoferul autocamionului nu a observat pietonul și l-a lovit. Vine mașină din față și eu tot vine din partea. Dar doamna care a trecut, care ne de față, a oprit și e. Și domnul era pe mijlocul șoselei. Așa cam marginea asta. Eu când știi lumina asta din față și cu asta nu se vede. Și când l-am trecut, vedeți, l-am atins. Și el era îmbrăcat în negru. Pare rău, dar cum nu pare rău? Mi-a luat viața cuiva, eu din nu știu și are el familie, n-are familia acasă. Conducătorul auto, în vârstă de 40 de ani, a fost cel care a alertat poliția. Acesta nu era în stare de ebrietate. Ajunge. Zero. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Statele Unite și aliații vor ajuta Ucraina să lanseze o contraofensivă în primăvară. Această promisiune a fost făcută de miniștrii apărării din țările NATO, reuniți astăzi la Bruxelles. Nu există încă o decizie cu privire la livrările de avioane de luptă. Secretarul general al NATO a declarat că acum este important să fie livrat ce s-a promis, iar decizia legată de avioane va fi luată mai târziu. Accelerarea aprovizionării cu arme și muniții către Ucraina. Acest lucru s-a discutat azi la Bruxelles la o întâlnire a grupului Rammstein a țărilor care furnizează arme Ucrainei. Șeful Pentagonului a spus că Occidentul va sprijini Ucraina pentru contraofensiva de primăvară. That we will support Ukraine's fight for freedom over the long haul and help Ukraine hold and advance during the spring counteroffensive. With unity and urgency, we will again deliver the support that we have promised to Ukraine. We will put capabilities into the hands of trained Ukrainian forces so that they can be integrated together on the battlefield. Întrebat dacă aliații Ucrainei au discutat despre chestiunea livrării de avioane de luptă Ucrainei, Austin a declarat: I don't have any announcements to make on aircraft today. În același timp, Austin a precizat că în cele din urmă decizia de a livra sau nu avioane de luptă revine fiecărui stat în parte și că SUA nu se vor opune unor astfel de decizii. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a lăsat să se înțeleagă că avioanele de luptă vor ajunge până într-un final la Kiev. What's that? You see? From who do you expect to get it? From the sky. Problema livrării de avioane de luptă Ucrainei nu este cea mai urgentă acum, deși există o discuție care se poartă între aliați, a declarat secretarul general al NATO. Top priority, the urgent need now is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets advanced and modern systems which are already been pledged and that can really make a difference on the battlefield. Potrivit lui Stoltenberg,
Bloomberg, Statele Unite, Germania și Olanda lucrează împreună pentru a furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană Patriot. Franța și Italia lucrează pentru a furniza un sistem de apărare antiaeriană SAMTI și un consorțiu de 8 țări, inclusiv Germania, Polonia, Canada și Portugalia, urmează să furnizeze tancuri de luptă Leopard. Pentru mai multă putere blindată, Statele Unite, Republica Cehă și țările de jos furnizează împreună peste 90 de tancuri T-72. Regatul Unit a furnizat o companie de tancuri de luptă Challenger. Kremlinul avertizează că NATO devine din ce în ce mai implicată în războiul din Ucraina, iar livrările de arme prelungesc conflictul și cresc posibilitatea unei noi escaladări. Dragostea a plutit în aer la propriu pentru mai multe cupluri care au ales să-și unească destinele la înălțime. Da! Da, sigur că da. Încă nu realizez tot ceea ce s-a întâmplat. Sunt fericită. Mai mulți bărbați au ales să-și ceară iubitele în căsătorie la bordul unui avion. Unii însă au mers la starea civilă de ziua îndrăgostiților. Vedeți cum a fost atmosfera în câteva minute la știri. Curtea Constituțională nu susține modificarea unui articol din Constituție care vizează imunitatea deputaților. Mai exact, magistrații au avizat negativ un proiect de lege semnat de 34 de deputați PAS, ce prevede excluderea imunității deputatului în cazul săvârșirii de către acesta infracțiunilor de corupție și spălare de bani. Legea poate avea ca rezultat suprimarea garanțiilor dreptului la libertate individuală, a declarat președintele Înaltei Curți. Inițiativa de revizuire a articolului 70, aliniat 3 din Constituția Republicii Moldova încalcă limitele materiale de revizuire a Constituției stabilite de articolul 142, aliniat 2 din Constituție și nu poate fi înaintată Parlamentului spre examinare. 4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Avizul Curții Constituționale se referă la un proiect de lege inițiat anul trecut de 34 de deputați PAS. Aceștia și-au propus să modifice articolul 70 din Constituție, aliniatul 3, care prevede că deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă sau trimisă în judecată fără încuviințarea Parlamentului după ascultarea sa. Deputații intenționau să completeze acest articol cu următorul text. Reținerea, arestarea, percheziționarea sau trimiterea în judecată poate avea loc fără încuviințarea Parlamentului în cazul exprimării înscrise a acordului deputatului privind efectuarea acțiunilor procesuale respective. Încuviințarea Parlamentului pentru reținerea, arestarea, percheziționarea sau trimiterea în judecată nu este necesară în cazul infracțiunilor de corupere activă sau pasivă, trafic de influență, exces sau abuz de putere, îmbogățire ilicită și spălare a banilor. Magistrații de la Curtea Constituțională au hotărât că o astfel de modificare ar duce la suprimarea garanțiilor dreptului la libertatea individuală, lucru ce contravine articolului 142 din Constituție. Proiectul de lege ce prevede excluderea încuviințării Parlamentului privind ridicarea imunității deputaților în cazurile în care aceștia sunt acuzați de corupere activă și pasivă, trafic de influență, abuz de putere, îmbogățire ilicită și spălare de bani, a fost votată în prima lectură de 64 de deputați PAS la sfârșitul lunii mai anul trecut. Comuniștii și socialiștii s-au opus, motivând că proiectul nu are avizele partenerilor internaționali. În acest an, inflația va scădea până la 13%. Anunțul a fost făcut de guvernatorul BNM, care menționează că a treia lună consecutiv, rata inflației înregistrează o descreștere. Și produsele alimentare și combustibilii, dar și prețurile reglementate, vedem cu o, sunt pe un trend pronunțat descendent. Inflația e cu 4% mai mică, dar ponderea combustibilului în IPC nu este atât de mare, respectiv impactul cel mai mare vine de la produsele alimentare și cele reglementate. Inflația a ajuns în octombrie anul trecut la un record de 34%. Totodată, Banca Națională a Moldovei vine cu prognoze și pentru anul viitor. Inflația ar putea scădea până la 5,5%.
Candidatura lui Dorin Răcean pentru funcția de prim-ministru este una potrivită în contextul situației în care se află Republica Moldova acum, fiind nevoie de decizii mai dure în anumite domenii, susțin analiștii. Invitația seară la În Profunzime, experții Valeriu Pașa și Ion Tăbârță au declarat că Răcean ar avea toate aturile necesare pentru această funcție, printre care încrederea președintelui, determinare și capacitate de comunicare publică. De cealaltă parte, Natalia Gavrilița ar putea primi o funcție la Banca Națională, spune Pașa. De ce Răcean? Ce așteptări există de la el? Să aibă un plan clar de acțiuni. Un plan să fie un manager bun, să conducă toată echipa, să nu-i fie frică să facă înlocuiri. Per exemplu, doamna Gavriliță nu a făcut... Este Răcean acest tip de personaj care să facă aceste lucruri? Poate fi, reieșând din anumite scurgeri de telefonice, poate fi și dur. Și posibil, dacă trebuie să taie în carne vie, să fie pentru o mai bună funcționare a guvernului, a cabinetului de ministru executiv, atunci de ce nu să o facă? De ce, Răcean? Un candidat pentru funcția de premier în situația actuală trebuie să corespundă unui șir întreg de criterii, începând de la încrederea doamnei președinte. Deci asta este criteriul numărul 1, pentru că este o funcție politică într-o guvernare care își are sursa de legitimitate politică într-un singur om, pe care l-au votat cetățenii și l-au susținut. 2. Viziune largă, da? Deci înțelegerea proceselor macro care se întâmplă în Republica Moldova. 3. Determinare și o capacitate decentă de comunicare publică, de interacțiune. Eu cred că dumnealui este foarte potrivit pentru această funcție. Analiștii susțin că despre demisia guvernului Gavrilița se discută de mult timp, iar unul dintre motivele pentru care s-a amânat această decizie a fost inclusiv Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, unde Natalia Gavrilița a fost cea mai abilitată ca să meargă cu un raport despre ce au reușit autoritățile noastre să facă în privința procesului de aderare. Problema doamnei Gavriliță, dacă să luăm, sau a executivului condus de către ea, a fost că s-a creat impresia că nu are o strategie sau o viziune clară. Nu mă refer aici la ceva tehnic strict, dar nume o viziune cum să fie schimbate lucrurile în Republica Moldova, pe pași simple și, desigur, la nivelul fiecărui minister, deja procesul să fie tehnic. Și totodată ea a pierdut momentul când se facă schimbări în guvern. Așa. Și până la urmă că s-a lungit acest proces, până la urmă aceste ministeri ineficiente au tras în jos întreg cabinetul de miniștri. Totuși, Natalia Gavrilița ar urma să primească o altă funcție importantă. Existau acele zvonuri despre potențiala sa numire la Banca Națională, nu știu dacă sunt adevărați sau nu, dar eu cred că dumneavoastră ar face față acolo. Guvernul Gavrilița a demisionat la sfârșitul săptămânii trecute, iar în scurt timp Maia Sandu a înaintat candidatul lui Dorin Răcean la funcția de prim-ministru. Marele poet Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 88 de ani. La bustul poetului au fost aduse de dimineață flori cu busuioc, iar versurile sale au fost cântate în recitaluri. Astăzi este sărbătorită și Ziua Națională a Lecturii, zi în care oamenii sunt îndemnați să citească. Știu cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi ochii mie tot deasupra cărții sale. La bustul lui Grigore Vieru, de pe Aleea Clasicilor, oamenii au depus flori și i-au cinstit memoria, printre care și fiul său, Călin Vieru. Dar simt prezența pretutindeni peste tot. Ne plimbăm pe străzi, pe bulevarde care îi poartă numele. Ce pot să-i aduci altceva decât această crenguță de busuioc și înfășurat în tricolor care l-a iubit, l-a cântat? Și reprezentanții primăriei în frunte cu Ion Ceban au depus flori la bustul poetului. Este unul dintre cei mai mari poeți care a vorbit, a creat, a scris despre mamă, despre țară. Ziua poetului Grigore Vieru a fost marcată și în mai multe instituții de învățământ din țară. Iar aici, în incinta Bibliotecii Naționale, versurile marelui poet au fost cântate într-un recital la pian. Mamă, dai fios, cerlină. Astăzi va fi o seară dedicată poeziei.
poeziei noastre românești frumoase, din mai multe, cred că, timpuri, de la Eminescu, Grigore Vieru, mai mulți poezi. Facem un eveniment frumos, muzică și poezie, vers și lirică muzicală. Tot astăzi este marcată și Ziua Națională a Lecturii, fiind lansată și campania Cartea Deschisă, care ne îndeamnă să citim de la mic la mare. Astăzi, de ziua poetului nostru drag, Grigore Vieru, sărbătorim împreună cu întreaga țară cartea. Cartea deschisă, cartea citită, cartea pe care încă urmează să o descoperim. Poetul Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935 în satul Pererâta, pe atunci în județul Hotin din Regatul României. Poetul a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 1988 a primit cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Andersen. Al străvechii slove bucium, așezați-mă ca perdă cu toți codrii ei în zbuci. Grigore Vieru a fost unul dintre organizatorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 și a participat la votul pentru ca limba română să fie limbă de stat și la trecerea la grafie latină. Pe 15 ianuarie 2009, poetul a fost implicat într-un grav accident rutier, iar două zile mai târziu s-a stins din viață. Câteva școli din țară, dar și un bulevard din capitală îi poartă numele post-mortem. Și-au unit destinele și și-au cerut iubitele în căsătorie la înălțime. Sunt câteva evenimente pe care unii moldoveni au ales să le facă de ziua îndrăgostiților. Așadar, dragostea a plutit astăzi în aer, iar cuplurile și-au declarat iubirea cum au știut mai bine. Dragostiților a început la înălțime pentru unii, mai exact în acest moment ne aflăm la o altitudine de 500 de metri. Astăzi, dragostea plutește în aer, iar unii îndrăgostiți au planuri mărețe. Pentru început, o cerere în căsătorie cu totul deosebită. Cu un buchet mare de trandafiri și cu un inel în buzunar, Petru și-a cerut iubita în căsătorie în timpul unui zbor. Iar răspunsul a fost... Da! Sigur că da. Încă nu realizez tot ceea ce s-a întâmplat. Sunt fericită. A urmat declarațiile de iubire. Îți jur că să fiu un soț mereu alături de tine, care să te iubească toată viața și să ai mici copilași frumoși. Mai rar cred că sunt băieți care sunt în stare să demonstreze într-adevăr că pe lângă cuvinte există și fapte. Emoțiile celor doi au fost amplificate și de adrenalina pe care le-a oferit-o zborul cu un avion de mici dimensiuni la aerodromul de la Horești. Nu știu unde e mai bine, sus sau jos. Sunt emoții de nedescris. Pentru o asemenea experiență, îndrăgostiții au scos din buzunar în jur de 2000 de lei și chiar mai mult. Ну сегодня, наверное, вот именно что касаемо предложения руки и сердца, около 5 или 6 человек. Și la starea civilă ziua a fost plină, iar printre cuplurile care au decis să și înregistreze căsătoria pe 14 februarie era Natalia și Ion Ciobanu. Rog să răspundă mirele mai tare, domnule. Da. Aplauze pentru mine. Iar acum, rog să răspunde Miesuica noastră. Da. Tinerii spun că au ales întâmplător data și că de acum încolo vor avea o dublă sărbătoare pe 14 februarie. Să fim alături, să ne trezim împreună, să facem multe lucruri frumoase împreună. Asta. Să facem o familie frumoasă, cu mulți copii, să ne iubim, să fim fericiți. Să ne ascultăm. Pentru ziua de astăzi sunt programate 8 căsătorii. Multe inimioare, baloane și zâmbete am găsit la Universitatea de Stat din Moldova, unde studenții de la Facultatea de Jurnalism și cei care studiază economie au pregătit un decor demn de ziua dragostei. Conceptul de anul ăsta a fost ceva inspirat din Orient, că pentru a duce ceva nou pentru colegii noștri de a face poze, amintiri la facultate. Eu, dacă sunt Valentin și astăzi este Sfânt Valentin, pentru mine dragoste este cel mai important lucru din viața mea și fără dragoste pot spune că nu este nimic, deoarece tot ce face oamenii, face în numele dragostei. Меня, например, это забота,
преданность и честность. Для меня любовь — это что-то спокойное, когда ты понимаешь, что ты с человеком как дома. Ce înseamnă pentru dumneavoastră dragostea? La vârsta asta mă tam atrag. Unii erai 50 de ani în urmă. În primul rând, respectul față de persoana respectivă. Grijă. Potrivit Agenției Servicii Publice, astăzi, 47 de cupluri din Republica Moldova urmează să-și înregistreze căsătoria de ziua îndrăgostiților. Un eveniment inedit a avut loc azi la Chișinău de ziua îndrăgostiților. Muzeul de Istorie a găzduit un adevărat bal la care au participat copii cu nevoi speciale din toată țara. Numit sugestiv Îndrăgostiți de Viață, balul a fost organizat în premieră. Vedeți mai multe imagini și cum a fost atmosfera în câteva minute la știri, după o scurtă pauză de publicitate. Își cântă dragostea de mai bine de jumătate de secol. Vorbim despre doi soți din raionul Călăraș care spun că iubirea lor este puternică exact ca în prima zi. De ziua îndrăgostiților, cuplul ne-a povestit care este secretul unei relații durabile. Așa arată fiecare zi a soților Benderski. Ea îi cântă iubirea, iar el îi oferă toată admirația și dragostea pe care o poartă. Când întreună la dansuri, în suflet însă au rămas la fel de tineri și îndrăgostiți cum erau la prima întâlnire. Mătușa Ana povestește că l-a cunoscut pe Nea Mihai în adolescență, în satul Răciula, Călăraș, și și-amintește și acum de acea zi care le-a unit destinele. Având vârsta eu de 16 anișori și soțul de 22 de ani. El a venit de armată, eu am terminat 8 clasă, înainte așa era moda. Înainte, dacă fata nu se mărita la 16 ani, gata, la 18 ani fata e bătrână, de-am trebuie să măriti babile. Tu spuneți, am fost dragă ori nu? Dar cum nu ar fi, dacă nu mi-era dragă, nu ce luam și soțului. Acum ea are 75 de ani, el 80, iar dragostea lor mai mult de jumătate de secol. Rezultatul iubirii adevărate, care durează 59 de ani, sunt cei 4 copii ai soților. Eu am grijă pentru mămică, eu nu ajut și mă mândresc cu ei. Asta-s eu. Asta e fata cea mai mare, Caterina. Aici e Gheorghiță Miezânu. Soții spun că se iubesc și astăzi, iar secretul unei relații frumoase este răbdarea. Ne-am împăcat, ne-am înțeles, dar cu multă răbdare. Și el cred că au răbdare de la mine și eu de la dânsul răbdare, dar numai cu răbdarea faci toate. Secretul și eu am avut dragoste și ne-am întâlnit. Am și avut dragoste și înțelegere, dacă ești înțelegere. Și se ajută în toate. Și treburile casnice le fac împreună și cu mult drag și dăruință. De-a lungul anilor, din marea lor gospodărie, însă au rămas doar găinile. Noi le hrănim pe dânsle și ele ne hrănesc pe noi ca cu ușoare în toată ziua. Au știut să iubească în fiecare zi, iar asta le-a făcut relația mai frumoasă. Cu răbdarea treci mare. De ziua dragostei au arătat cât de tare iubesc viața. 10 de copii cu nevoi speciale din toată țara au participat astăzi în premieră la un bal organizat pentru ei. Cu toții au purtat ținute elegante și au dansat ca la un adevărat bal. Fete îmbrăcate în rochii de seară și băieți la costum. Copii și tineri cu nevoi speciale din toată țara și-au dat întâlnire la Muzeul Național de Istorie, unde a fost organizat un bal numit sugestiv Îndrăgostiți de Viață. S-au pregătit săptămâni la rând, fiind ajutați de părinți pentru a arăta impecabil. Ne-am pregătit ca o
sărbătoarea copiilor cu probleme speciale, care sunt îndrăgostiți de viață, iubesc viața. Мне 11 лет, я из города Чедрунга, Гагаузия. Что сегодня будешь делать? Танцевать. Про них мало говорят, про них, у них мало возможностей идти дальше, продвигаться дальше. Это возможность увидеть творчество детей, на что эти дети способны. Это очень важно для них. Cea mai mică invitată la bal a fost Milena, în vârstă de 5 ani. Fetița este diagnosticată cu o boală extrem de rară, care însă nu i-a spulberat visul de a dansa. Здоровые дети и те, кто немножко как бы отличается от более здоровых детей, они должны быть равны как в школах, как в детсадах. În total, peste 70 de copii cu nevoi speciale au participat la balul organizat de Fundația de Caritate Plaiul Soarelui. Participanții au avut parte de un bal fan povești. Cu toți au dansat în sala albastră a muzeului, iar în toată încăperea a răsunat muzica. Такая идея провести инклюзивный бал ангела «Влюбленная жизнь». А сегодня день влюбленных, соответственно, мы и такой девиз выбрали «Влюбленная в жизнь». Aceasta a fost prima ediție a balului de caritate care își propune să devină o tradiție. Casa Albă a venit cu lămuriri după ce un general american de rang înalt nu a exclus că obiectele neidentificate pe care armata le-a doborât în ultimele zile ar putea fi de origine extraterestră. No, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity. Cui aparțin obiectele zburătoare, aflați imediat la știri. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de vânt pe tot teritoriul țării. Avertizarea meteorologică a intrat în vigoare în această dimineață și se va menține până la miezul nopții. Vântul va bătea din nord-vest, iar rafalele vor ajunge până la 20 de metri pe secundă. Sinopticienii anunță că mâine se prevede cer noros fără precipitații. Vom înregistra minime de minus 5 grade în nordul țării și maxime de până la 7 grade în sudul Moldovei. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial. Un nou cutremur de 5,7 grade pe scara Richter a scuturat ieri zona Olteniei din România, după ce ieri oamenii s-au speriat de un seism cu o magnitudine mai mică de 5,2 grade. A fost resimțit cel mai puternic în Târgu Jiu. Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități din zona Olteniei, dar și în București. Seismul, care a fost urmat de două replici, a produs panică printre locuitorii din municipiul Târgu Jiu. Mai multe fațade ale clădirilor au fost avariate și au fost semnalate fisuri. Reprezentanții Institutului Național pentru Fizica Pământului spun că acesta este cel mai mare cutremur produs vreodată în această zonă și nu există o legătură cu zona Vrancea și nici cu recentele seisme din Turcia. Autoritățile turce au actualizat astăzi statisticile privind victimele cutremurului devastator. Aproape 36.000 de oameni au fost uciși. Numărul morților este de așteptat să crească, pe măsură ce sunt scoase corpuri neînsuflețite din munții de moloz. Sunt tot mai puține excepții care țin de miracol. În Turcia, unde a fost situat epicentrul cutremurului, blocuri întregi zac în ruine. Curățarea resturilor continuă non-stop. În mare parte sunt recuperate cadavrele celor care au fost uciși. Dar au fost scoși la suprafață și câțiva supraviețuitori. Un tânăr de 17 ani și un bărbat neidentificat au fost salvați azi de sub dărâmăturile unui bloc de apartamente din Turcia, după aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de săptămâna trecută. O fetiță de 7 luni a fost salvată după aproape 180 de ore. Acest băiat de 12 ani a fost salvat după 182 de ore. Astăzi, salvatorii au scos în viață un câine care a fost prins sub dărâmături mai bine de o săptămână. Sub aceste mormane de moloz zace o familie întreagă, părinții și trei copii. Rudele așteaptă cu disperare vești despre soarta celor dragi. Maybe yesterday 20 people not alive. Yeah. From here the last rescued people was 2 days ago. For 2 days only just they are dead.
It's difficult. Sometimes you cry. Sometimes you just wait. O așteptare chinuitoare. Mohamed, un student sirian și Verisei, nu s-au clintit de lângă un munte de moloz, unde în urmă cu o săptămână era un bloc, la Kahraman Maraș, chiar în zona epicentrului marelui cutremur. Speră să fie găsit trupul verișoarei lui Mohamed, o copilă de 3 ani, care dormea în sufragerie când a lovit cutremurul. Două dintre surorele ei au murit, una la spital, la scurt timp după ce a fost scoasă din ruine. Now it is very, very unlikely that she's still alive, that they want to take the body so that she can get a proper burial back in Syria. Trupuri neînsuflețite sunt scoase peste tot. Cele neidentificate vor fi înhumate într-o groapă comună la marginea orașului ruinat după cutremure. Still pulling out people a full week on and the air is just full of the smell of decomposing bodies. Un responsabil de la ONU exprimă temerea că numărul real al victimelor ar putea fi dublu față de cel anunțat în acest moment. În munții de moloz sunt numeroase trupuri neînsuflețite, care n-au fost socotite la bilanțul înspăimântător al morții. Alegerile parlamentare și prezidențiale din Turcia din luna mai se anunță a fi cel mai mare test al președintelui Erdogan de până acum. Venit la putere după devastatorul seism din 1999, președintele turc le-a dat mână liberă prietenilor dezvoltatori să construiască fără să respecte regulile. Catastrofa de săptămâna trecută a reaprins furia populară, reiese dintr-o analiză The Times. Mii de familii au fost condamnate la sărăcie, frig și foame de un cutremur care a durat doar 90 de secunde. Turcii se plâng că dezastrul nu a fost în niciun fel prevenit, iar intervenția autorităților a fost lentă sau, în unele cazuri, inexistentă, condamnându-i pe supraviețuitorii prinși sub ruine. But there's no police here, there's no military here, there's from no the help. From the government, nothing. Nobody helps. You see how many days the earthquake happens? 3 days or 4 days, nobody comes. We have no electricity, we have no any additional machines to supply our machines. We have no support yet from the government. We have... Now 40 hours, no one comes to touch this. Nobody are you here to touch to this, understand, from the 40 hours. I am the one waiting here for 40 hours. No one can... It came and are you here to touch? Now we are dying here. No. Oamenii cred că nu doar mama natură este de vină, ci și că autoritățile au mâinile pătate de sânge. Dacă reglementările în construcție ar fi fost respectate, numărul victimelor nu ar fi fost atât de mare. It's the result of a great neglect, Juma tells me. In fact, we could call this murder. Președintele turc, care a vizitat zilele trecute orașul Aydanam, a pus cutremurul pe seama sorții. We are trying our best not to leave anyone under the rubble. I assure you that we will rebuild in 1 year. Erdogan le-a transmis totodată cetățenilor turci să țină cont numai de mesajele autorităților și să ignore provocatorii. Mai mult, el a interzis Twitter pentru a lupta împotriva dezinformării. Restricția a durat mai mult de 24 de ore, într-un moment în care supraviețuitorii care zăceau sub dărâmături postau locațiile lor pentru a cere ajutor. Amploarea acestui cutremur este apocaliptică, dar problema este structurală. An de zile, președintele Erdogan a dat mână liberă imobilelor construite necorespunzător de către dezvoltatorii bogați. 7,5 milioane de structuri construite ilegal și fără licență au fost grațiate de stat în schimbul plății unei taxe și a completării unui formular. Critical posts have been filled with loyalists instead of people who have the necessary background, and that makes the country vulnerable and compounds the problems when a disaster like this hit. Un posibil rival al lui Erdogan în alegerile prezidențiale l-a acuzat direct pe președintele turc de amploarea dezastrului. There is only one person responsible for this catastrophe, and that is Erdogan. For 20 years, he has failed to prepare the country for earthquakes. Cutremurul din 1999 din Izmit, care a ucis peste 17.000 de persoane, a dus la căderea vechei clase politice și l-a dus la putere pe Recep Tayyip Erdogan și a marcat totodată începutul unei renașteri civile pentru generația tinerilor de atunci. Analiștii nu exclud că ziua de 6 februarie 2023 va juca probabil un rol similar pentru tinerii de astăzi, arătând la ce duc birocrația și represiunea. Nikki Haley, fost guvernator republican în Carolina de Sud și aliata lui Donald Trump, și-a anunțat candidatura la președinția Statelor Unite în 2024.
I'm Nikki Haley and I'm running for president. Nikki Haley a fost prima femeie guvernator în Carolina de Sud. Ea a fost aleasă în acest post de două ori, în 2010 și în 2014, înainte de a fi numită de Trump ambasador la Națiunile Unite. Haley a fost cel mai tânăr guvernator din țară și prima dintr-o minoritate etnică, fiind născută într-o familie de origine indiană. La alegerile republicane, ea se va confrunta cu Donald Trump, care și-a anunțat deja candidatura pentru un al doilea mandat. Vin noi detalii de la Washington legate de obiectele zburătoare doborâte în ultimele zile. Casa Albă spune că nu există niciun indiciu de activitate extraterestră, ci mai degrabă ar avea legătură cu programul dezvoltat de autoritățile chineze pentru a colecta informații. Astăzi au fost observate obiecte ciudate și pe cerul Chinei. Casa Albă a venit cu lămuriri după ce un general american de rang înalt nu a exclus că obiectele neidentificate pe care armata le-a doborât în ultimile zile ar putea fi de origine extraterestră. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity. 4 obiecte zburătoare au fost doborâte în ultimile 10 zile pe teritoriul Statelor Unite. Primul a fost presupusul balon chinezesc de spionaj. Proveniența celorlalte 3 este încă analizată. Even though we had no indications that any of these 3 objects were surveilling, we couldn't rule that out. Potrivit serviciilor de informații americane, obiectele zburătoare nu aveau echipaj uman, un sistem de propulsie sau de control și nu reprezentau o amenințare pentru oamenii aflați la sol. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite a declarat că acum China are un program de baloane la mare altitudine pentru colectarea informațiilor conectat la Armata Populară de Eliberare. Beijingul a făcut acuzații în oglindă împotriva Washingtonului, precizând că obiecte zburătoare americane au fost observate în mod regulat pe cerul deasupra Chinei. 美方气球非法进入别国领空也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，十余次非法飞越中国领空。 Obiecte strălucitoare ciudate au fost observate azi într-o provincie chineză care se învecinează cu Rusia. Biroul meteo local nu a putut să explice ce s-a întâmplat, iar responsabilii chinezi din apărare spun că nu au efectuat exerciții în zonă. Beijingul nu a oferit informații oficiale despre aceste obiecte. Vremea rea face ravagii Noua Zeelandă. Ciclonul Gabriel a adus ploi puternice și rafale ce ating și 140 de km pe oră. A fost decretată stare de urgență pentru a treia oară în istoria țării. Cel mai rău e pe coasta de est și în nord, unde multe zone sunt inundate, iar alunecările de teren au distrus locuințe. Drumurile sunt închise, serviciile de telefonie mobilă sunt întrerupte, iar unele orașe sunt izolate. Peste 200.000 de case au rămas fără curent electric, inclusiv la metropola Auckland. Condițiile meteo extreme au perturbat și transportul aerian din Noua Zeelandă, sute de zboruri fiind anulate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!